Salut, prieteni! Bine v-am regăsit, dragi privitori! În această seară vorbim despre Târnăveni. Dumneavoastră ați cerut-o, iată că de la Gornești ne-am dus pe la Sighișoara și ajungem la Târnăveni să vedem ce se întâmplă cu un oraș care pare sufocat de istoria industrială, în primul rând. Și asta când spun, mă gândesc la faptul că s-au închis, s-au retras și au rămas bieții oameni pe acolo oarecum debusolați, dar nu numai la Târnăveni, au rămas și în alte orașe industriale ale României și caută un drum pentru a reveni. Cu toate acestea, un sondaj de opinie realizat prin 2017 arăta că locuitorii din Târnăveni nu prea cred într-o relansare economică a orașului lor. De ce? Nu știu. Încerc să aflu în această seară de la invitatul meu, primarul aflat la al treilea mandat, dacă nu greșesc, domnul Sorin Megheșan. Bună seara, domnule Megheșan. Bine ați venit la Agenda de Mureș. Bună seara, bine v-am găsit. Al treilea mandat, n-am greșit. Al doilea mandat al doilea. Ca primar și am avut un mandat ca viceprimar. Viceprimar. Deci aduceți bine aminte cu celebrele încercări de schimbare a viceprimarului de la Târnăveni. Au fost doar 27 de încercări în 4 ani de mandat. Prefectul de Mureș prezent aproape la toate ședințele atunci, dacă da. Nu greșesc, da. Era doamna Felicia Pop. Doamna Felicia Pop, domnul Marius Pașcan. Da. Bun. Vreau să pornim discuția noastră de la acest sondaj de opinie cuprins în demersul administrației pe care conduceți de a stabili un brand local. Acolo am descoperit aceste opinii ale oamenilor din Târnăveni. Erau într-adevăr în 2017, au trecut de atunci aproape 2 ani, pentru că vara, dacă nu greșesc, a fost realizat acel sondaj. De ce acea blazare la Târnăveni? Că orașul nostru nu se mai poate dezvolta din punct de vedere economic, spuneau oamenii, dar, atenție, cultural, putem să trecem în frunte. Cred că în mare parte ar trebui să le dăm dreptate, ținând cont de faptul că orașul Târnăveni sau municipiul Târnăveni a fost unul dintre cele mai industrializate orașe până în 1989. Cred că trebuie să le acordăm și cetățenilor puțină atenție. N-aș vrea să spun că sunt nostalgici, dar știm cu toții că la Târnăveni exista un combinat chimic care cuprindea peste 7.000 de locuri de muncă, o fabrică de geamuri, de asemenea fabrica de cărămizi, carsut, industria ușoară, deci erau foarte multe, Tehnolemnul, fabrica de mobilă, erau foarte multe unități de producție în municipiul Târnăveni. Existau peste 15.000 de locuri de muncă doar în industria municipiului Târnăveni. Bineînțeles că 1990 nu ne-a ocolit nici pe noi, nu ne-a ocolit cu ceea ce s-a produs după 1989, ceea ce s-a întâmplat în țara românească. Și dacă ne gândim bine la vorba unui celebru prim-ministru că industria românească e un morman de fiare vechi, ăsta e rezultatul. Da, dar un alt prim-ministru spunea la un moment dat că industria românească duduie. Și nici măcar acest gând nu i-a făcut pe cei din Târnăveni să spere că pot să relanseze sau că orașul poate fi relansat din punct de vedere economic. Pentru că în 2017, totuși, au trecut aproape 28 de ani în momentul acelui sondaj. 28 de ani de la Revoluție ar fi trebuit să-și găsească un drum, nu? Marea majoritate a cetățenilor care sunt în municipiul Târnăveni sunt cetățeni ce au lucrat în acele fabrici și au trudit, au depus eforturi pentru a construi acea industrie la Târnăveni. Și acum, cu regret, spun că nu se mai regăsesc acele unități de producție. Bun, dar, deși a dispărut combinatul chimic de pe fața mapa mondului, am spus acest lucru și în 2013, și nu cred că în momentul de față ar ajuta pe cineva dacă ar fi tras XY la răspundere, că a fost sau n-a fost, e treaba justiției. A dispărut cu tot cu fierul din pământ. A dispărut, da, a dispărut cu totul. E trist pentru că acel combinat, sunt convins, deși nu am muncit în combinat, sunt convins că se putea reprofila. Acel combinat putea
oferi altor antreprenori, altor oameni de afaceri, anumite avantaje pentru a se dezvolta. În schimb, el a fost ras. Acolo, în zona respectivă, se putea crea foarte multe lucruri bune. România a intrat într-un proces de transformare după 1989. Exact, cred că acest lucru nu s-a întâmplat la Târnăveni când trebuia. O reorientare, o reconversie pentru a putea supraviețui cerințelor și concurenței existente pe plan național și nu numai. În condițiile acestea, cum e, și nu e o întrebare simplă, deși unii s-ar putea să spună că e o întrebare simplă, ridicare de minge la fileu primarului, cum e să fii primar într-o localitate în care 60% din populație e blazată și spune nu mai avem nicio șansă? Nu e ușor, dar am știut la ce mă angrenez și cred că împreună cu echipa primăriei municipiului Târnăveni am demonstrat că există șanse de a se redresa și de a crea noi locuri de muncă, de a crea condiții mai bune în Târnăveni, în tot ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi a fiecărui cetățean. Cum? Poate primarul, poate primăria, poate consiliul local niciodată, să facă asta? Niciodată un primar nu o să creeze el direct locurile de muncă. În schimb, poate atrage investitor, în schimb, poate sprijini mediul de afaceri, în schimb, poate să arate celor care au reușit la Târnăveni, celor care s-au să arate și la alții ca alte persoane în Târnăveni au reușit să se dezvolte. Și aș veni aici cu câteva exemple. Deci vreau să vă spun că în 2012, exact la o lună de zile după ce am fost ales ca primar, un om de afaceri din municipiul Târnăveni îmi dă un telefon și mă cheamă, mă roagă dacă am timp să ne întâlnim, ar prefera dacă se poate la el la birou, deoarece vrea să-mi explice ceva. Și zic, sigur, cum să nu. M-am dus în locația respectivă, o firmă care exista la Târnăveni, exista, dacă nu mă înșel, de vreo 4 ani, da, așa, și îmi spune, uite, am un plan de dezvoltare, ce vreau să fac, am terenul meu, nu vreau niciun sprijin din partea primăriei, în schimb vreau să nu fiu împiedicat. Exact astea au fost cuvintele lui. Vreau să nu mi se pună piedici. I-am zis, cum să nu vă sprijinim? Spuneți-mi ce putem face pentru dumneavoastră. Zice, în primul rând vreau să vă arăt locația și după aceea îmi spuneți ce puteți face pentru mine. Bineînțeles, la 200 de metri de fabrica unde aveam întâlnirea, ne-am dus pe un câmp, efectiv era o plantație de sfeclă, și mi-a explicat cu planșele ce vrea să facă. În momentul respectiv am sunat pe toți șefii de utilități, au venit, i-am zis, ne putem vedea într-o oră, da, am sunat și pe colegul arhitectul șef, ne-am văzut cu toții acolo. Uite ce vrea să facă în zona respectivă. Spuneți-ne exact ce utilități sunt, până unde sunt, aveți cabluri, conducte, tot ce există, să putem să-i dăm un răspuns concret și la fața locului. Am încheiat discuția acolo, în câteva zile i s-a dat răspuns. Da, aici avem o conductă de la Transgaz în zona respectivă, aici avem cablurile electrice, aici... Omul a fost foarte mulțumit și a continuat investiția, s-a ajuns la o construcție de peste 15.000 de metri pătrați, e public, pot să spun, fabrica RUC de ventilatoare. În continuare se dezvoltă, a întâmpinat unele dificultăți, întotdeauna am apelat la instituția prefectului, la Consiliul Județean, la colegi care conduc. E un exemplu, dar vreau să-mi spuneți ceilalți oameni de afaceri care au venit sau au mai venit alți oameni de afaceri din 2012 încoace la dumneavoastră și la fel ați procedat cu ei? Sau doar cu toți și cred că asta se știe deja în zonă sau în țară, la Târnăveni vor găsi o ușă deschisă. Cu toții pot veni și pe toți încercăm să-i sprijinim. Toți vin, dar mergeți la toți? De ce? Deci telefonul meu, încă o dată spun și o spun tuturor, e public.
eu, telefonul meu personal, nu îl țin la secret și răspund la toate telefoanele. Ori de câte ori sunt sunat, indiferent de cine sunt sunat, răspund și domnule primar, dacă pot. Sunt 90% din primarii din România, nu vreau să generalizez, să spun 100%, pentru că am un exemplu aici care spune că nu e așa, dar 90% așteaptă să fie căutați. Ei sunt patronii, ei sunt cei care au pixul în mână și dau sau nu dau aprobare și așteaptă să vină omul de afaceri la el. De ce la Târnăveni ați procedat altfel și ați mers la invitația omului de afaceri sau probabil și altor oameni de afaceri? De ce ați considerat că așa trebuie? Pentru că așa sunt educat și pentru că eu consider că a fi primar nu trebuie să fie un privilegiu, trebuie să fie în slujba cetățeanului și a face politică înseamnă a munci pentru oameni, a munci în folosul lor și a încerca să le rezolvi problemele care există. Tu ai fost împuternicit prin vot de către cetățenii unei comunități, unei localități, pentru a rezolva, pentru că au avut încredere în tine, pentru a rezolva problemele la care ei poate nu au o rezolvare, o soluție. Așa consider eu. Și cred că vă puteți informa și aveți informații dacă nu stau lucrurile așa la Târnăveni. Bun, vom reveni la investitori, dar deocamdată în fereastră, lângă imaginea cu dumneavoastră, rulează în continuare slide-uri din sondajul de opinie pentru stabilirea imaginii de brand a Târnăvenului și vreau să finalizăm discuția pe această temă. Da. De ce ați simțit nevoia ca Târnăveniul să aibă o imagine de brand? De ce nu ați apelat pur și simplu la o stemă cum au 70% din localitățile din România? O stemă simplă și asta e, ne reprezintă Carbitul, ne reprezintă alte activități care au fost cândva pe aici și lumea așa ne știe. Ați căutat mai mult, inclusiv am văzut în acel sondaj întrebări când vă gândiți la Târnăveni, ce culoare vă vine în minte? Deci cine a lucrat pe el, a lucrat aplicat. Dar dumneavoastră, ca primar, cu ce ați fost convins că Târnăveniul trebuie să aibă o imagine asemenea unei societăți comerciale care se vinde? Aș face o paranteză. Faceți-o, avem. Eu am fost sportiv de performanță. Da, și asta nu v-a adus neapărat plăcerea acum în activitatea de primar, vorbim și despre. Da, o să discutăm, mi-a adus foarte multe satisfacții, foarte multe satisfacții și în continuare am satisfacții. Știu ce înseamnă să ai o imagine bună. Nu era și eu ca arbitru și noi ca arbitrii, nu ne era indiferent când aveam un sponsor sau o imagine Adidas sau când aveam, să nu jignesc pe cineva, altă firmă. Altfel ne simțeam și noi într-un echipament Adidas și altfel te simți în alt echipament. La fel consider că e și cu brandul municipiului Târnăveni. Târnăveni nu vine nimeni să-l sponsorizeze. Târnăveni există. Trebuie să ai o imagine bună. Trebuie ca acei oameni care citesc despre istoria Târnăveniului, despre Târnăveniul în prezent, să fie convinși că pot găsi diferite portițe de dezvoltare și înțelegere la municipiul Târnăveni. Și care cred că economic Târnăveniul nu se mai poate relansa, îi ajută această imagine? Deci, eu aș spune că s-au făcut progrese și aș veni cu o continuare. Deci, pentru prima dată noi la Târnăveni, după 1989, avem o fabrică de producție, componente auto, care are peste 1000 de muncitori și dorește în continuare să angajeze. Cred că avem și noi o contribuție majoră. Dacă în 2012 aveau 90 de persoane, 80 și de multe ori se închidea pe anumite perioade ale anului, acum sunt la 1200 de persoane. Au acei investitori și e o multinațională. Are asta legătură cu brandul orașului? Vreau să spun da, orice are legătură cu brandul orașului, pentru că dacă ați observat, noi încercăm să promovăm municipiul Târnăveni prin brandul orașului. Ați văzut ce reprezintă brandul orașului. Toată România, să spun, și nu numai știe de Podișul Transilvanie, știe de zona viticolă din jurul Târnăveniului. Se știe de
cramele de la Jidvei, cramele de la Băgaci, se știe de combinatul chimic de la Târnăven, deși nu mai există, de produsele. Orice amănunt, orice detaliu contribuie la o imagine bună, la o dezvoltare și la o popularizare a unei comunități. Și din momentul 2017 până astăzi când vorbim, 4 martie 2019, ați simțit de o schimbare datorată acestei imagini pe care ați stabilit-o împreună cu locuitorii și vreau și să care v-au spun, ajutat. Vreau să spun că era 2017 toamna și datorită acestui brand, un grup din Asia a venit la Târnăveni, la un antreprenor mai mărunt, la o degustare de vinuri. Cred că a fost și pentru prima dată el a citit despre acel grup care era condus de un om interesat de vinurile românești, a citit despre Târnăveni prin intermediul acelui brand pe internet. A făcut o degustare de vinuri în Târnăveni. Acei turiști au vizitat municipiul Târnăveni, au împrejurimile, bineînțeles, au fost într-o vizită în județul Mureș. Deci, bun, singur, și iarăși pun o întrebare prin comparație. Puteați decide împreună cu consilierii dumneavoastră și consilierii locali, așa vrem să arate sigla și asta să fie Târnăveniu. Nu mă caracterizează. Mă ghidez și am o vorbă. Atunci când există mai multe păreri, se naște cea mai bună idee, cea mai bună soluție. Nu. Și mi se pare normal și de bun simț să consulți populația atunci când dorești să dezvolți sau să faci ceva în localitatea pe care o conduci. Bun. Dar unii ar spune, ai făcut acest demers, s-au plătit anumite sume. A meritat, cât a costat, apropo, cât costă pentru un municipiu ca Târnăveniu stabilirea, constituirea unei imagini de brand? Unii ar spune, dacă insist pe acea idee, din birou putea primarul cu consilierii lui și consilierii locali să facă, nu e așa, cum se spune, profi, dar nu se cheltuiau bani. N-aș putea să vă spun acum suma exactă. Nu, pentru că am făcut și materiale de prezentare, am făcut un catalog, ceea ce pașii pe care trebuie să-i urmăm, o carte, deci nu e, eu deci a meritat. Eu spun că merită și vedeți că nu întâmplător multe municipii din țară care se dezvoltă au o imagine bună și bine creonată, bineînțeles, luată în urma unor consultări cu cetățean. Bun, eu mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, dar deja avem din partea unei privitoare pe această cale, o salut, doamna Cizmadier, și pe o întrebare. Merge, din câte am văzut, în zona politică, o să vă citesc și pe parcurs ne dăm seama. Bună seara, domnule George, întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Cum e posibil ca într-un municipiu ca Târnăveni, unde PNL deține singur majoritatea în Consiliul Local, să existe viceprimar de la PSD? Să înțeleg că la nivelul municipiului Târnăveni încă funcționează USL-ul. Cei de la PNL spun că poziția lor este fără negocieri când vine vorba despre negocieri pentru viceprimar cu PSD. La fel spunea și președintele lor la televiziune. Niciun blat cu PSD. Care este explicația acestui lucru? Candidează domnul Megheșan din partea PSD în 2020. Doamna Cizmadir, le știți mai bine decât mine. Văd că din fiecare parte a județului aveți informații. Mulțumesc pentru întrebare. Și eu mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt membru PNL. Deci nu am cum să candidez din partea altui partid. Bineînțeles, dacă în 2020 voi hotărâ să candidez, dacă Partidul Național Liberal mă va propune sau mă va susține, deci mai sunt foarte multe semne de întrebare până atunci. Viceprimarul la Târnăveni este din 2013, de când în 2015 în 2012 am preluat mandatul de primar, într-adevăr, că la vremea respectivă era USL-ul și o înțelegere. Viceprimarul ales în 2012, după un an de zile, a plecat. În continuare am ales alt viceprimar care a fost din partea PSD-ului, domnul Florin Sim. În 2016, pe bună dreptate,
Partidul Național Liberal a câștigat o majoritate la Târnăveni, deci 10, în rândul Consiliului Local, 10 consilieri din 19, în urma consultărilor cu colegii, în urma consultărilor cu colegii la județ și mai mult de atâta, în urma discuției avute cu viceprimarul și cu alți cetățeni, am ajuns la un numitor comun să continue echipa care a început în 2013. Cred că n-ar trebui să ținem atât de mult cont de culoarea politică pe care o reprezintă X, Y, Z într-un consiliu. Eu țin foarte mult la faptul să ne facem datoria și a fi primar, a fi consilier local, bineînțeles că reprezinți o formațiune de politică, dar în primul rând trebuie să faci o administrație. Bun, să dar faci colegii dumneavoastră din PNL nu erau buni, mă duc și eu în continuarea da. Întrebării, nu erau buni ba să da, fie viceprimari? Foarte... Sau și ei au fost de acord? Și ei au fost de acord, oricare dintre ei ar putea fi viceprimar. La vremea respectivă, în 2016, noi aveam o echipă și avem în continuare o echipă tânără. Marea majoritate dintre ei, dacă nu mă înșel, deci în rândul nostru erau trei consilieri care au mai avut un mandat de primar și care nu doreau să de viceprimar, nu doreau să de consilier, mă scuzați, au mai avut un mandat de consilier local, nu doreau să fie viceprimar. Ceilalți colegi, marea majoritate a consilierilor sunt la primul mandat, deci practic nu aveau experiență. Și acum când relațiile PSD-PNL s-au rupt, am putea spune, cel puțin deocamdată, întru totul, nu vi s-a cerut de la centru județean sau centru național să trântiți viceprimarul PSD, aveți majoritate. Avem E USL, cum spune doamna, până la urmă, dacă primarul e PNL. Eu nu, da, puteți spune așa. Eu nu văd... Pleacă viceprimarul de la PSD și vine la dumneavoastră? Eu nu, sunt speculații. Eu nu văd un sunt întrebări. Eu nu văd un motiv ca o culoare politică să-l împiedice pe un om să-și desfășoare o activitate profesională. Ați văzut că la Târgu Mureș un vot pentru o echipă, altfel de cum a hotărât PNL, a dus la revocarea... Domnul Georgea, n-aș vrea să comentez situațiile din alte localități. Eu vreau să spun că ar trebui ca municipiul Târnăveni să fie copiat de către alții. Cred că e un model de armonie, de bună înțelegere în Consiliul Local, în executiv, în primăria municipiului Târnăveni și în interiorul comunității. Nu, eu nu doresc să transfer și sper ca cel puțin cât voi fi eu în fruntea acestei comunități să nu avem acele conflicte care există în alte localități. N-aș vrea să le transfer din alte localități la Târnăveni. Cu toții știți că sunt un om pașnic, îmi place armonia, dialogul și respectul reciproc. Ce fac alții în altă parte e problema lor. S-au adunat câteva întrebări. Domnul Lucian Derec, stimate domnule Megheșan, vă rog să ne spuneți, în urma acestui studiu făcut pe banii noștri, bineînțeles, ce sume vor fi investite în acest brand? Cine se va ocupa de el? Vom ajunge să fie ca și logo-ul României, care deja e uitat, cu ce ajută acest brand în remedierea problemelor majore ale orașului, gen drumuri, canalizări, consolidarea relațiilor între cetățeni, etc. N-am înțeles, adică ce sume vor fi investite în acest brand. Să mai explicați odată ce înseamnă brandul ăsta, pentru că dacă mergem la un răspuns dat anterior, deja au venit ceva bani la Târnăveni de la asiatici, care au avut cel puțin o vizită sau poate chiar investiții, nu? În primul, au fost mai multe vizite. În primul rând, aș vrea să delimităm foarte clar. Imaginea sau brandul unei localități nu că nu se suprapune, nu se intersectează nici cum cu investițiile în infrastructură care trebuie să le facă administrația locală. E obligată să le facă. Unii primari iarăși nu înțeleg chestiunea asta. Cred că au adus luna de pe cer dacă au făcut un drum sau au băgat canalizarea. Eu am spus-o și o spun în continuare. Ar fi normal ca în 2019
toate localitățile din România, și aici vorbesc în special de municipiul Târnăveni, să aibă toate străzile asfaltate, toate străzile să fie canalizate, toate străzile cu apă potabilă. Trebuie să recunoaștem că suntem în 2019 și noi mai avem Botorca, cartierul Botorca, că e practic e un cartier al municipiului Târnăveni, două străzi unde nu avem apă potabilă. Ar fi normal. În același timp, noi mai avem încă 76 de străzi neasfaltate în municipiul Târnăveni. 76 de străzi în 2019. Vreau să spun că am făcut peste 30 de străzi și mai sunt încă 76 de străzi. Au fost foarte multe străzi neasfaltate. Am introdus canalizarea, care urmează săptămâna viitoare, probabil. Dacă le-ați legat, numai o secundă, da. Leg și eu cu întrebarea următoare. Valoarea investițiilor din fonduri europene și care au fost finalizate, da. Întreabă domnul Bologhioșev. Să le legăm, da, cele deci două. Valoarea investițiilor din fonduri europene cred că depășește 14 milioane de euro. Doar în mandatul meu. Și aici ne... Într-un mandat și jumătate sau într-un mandat? De când am preluat, deci m-aș referi în primul rând, avem un proiect unde am canalizat peste 38 de străzi canalizare, plus, de ce spun peste, plus câteva capete. De asemenea, modernizarea stației de epurare a apelor uzate intră în acest proiect, modernizarea uzinei de apă. Avem un proiect în desfășurare de 3 milioane de euro acum pentru viitor, de care beneficiază mai mulți cetățeni, un proiect integrat cu mai multe ramuri. Am avut o creșă pentru prima dată după 1990, s-a construit o creșă la Târnăveni în valoare de 380.000 de euro din fonduri norvegiene. Plus avem proiectul care sper că în această vară cu internet gratuit în parcuri și în clădirile publice, Wi-Fi for You, îl vom pune în aplicare. Am câștigat și acest proiect. Deci nu putem spune că nu... Astea sunt doar din fonduri europene. Am avut un proiect de la Ministerul Dezvoltării unde 12 străzi au fost modernizate în totalitate. A fost cel mai mare proiect de modernizare a infrastructurii. Sau proiectul care a cuprins cele mai multe zone infrastructură în municipiul Târnăveni. Deci nu putem spune. Bineînțeles că încă mai avem probleme. Ați spus, aveți un cartier întreg care e cu probleme. E o stradă, strada Mediașului și două străzi practic. Bun. Dar sunt 100 și ceva de case. Am introdus apa în satul aparținător Boboalma. Acum lucrăm la modernizarea drumului comunal care face legătura între Târnăveni și satul aparținător. Când credeți Boboalma? Că Târnăveniul și satele, un sat are aparținător, mai multe. Da, Boboalma, doar satul aparținător. Când credeți că Târnăveniul și Boboalma vor fi la nivel european? Așa cum a spus dumneavoastră că ar trebui să aibă apă, canalizare, drumuri asfaltate și eu aș spune și satul ar trebui să aibă bancă și magazin alimentar. Când România va fi la nivel european. Când credeți? Când România va fi. Haideți să gândim altfel. Dacă ați mai avea sprijin al cetățenilor, în câți ani ați aduce Târnăveniul și satul Boboalma la nivelul pe care vi-l doriți? Cât e nevoie un primar deschis la minte, destupat și cu idei, să stea în primărie ca să-l poată aduce unde trebuie? Nu m-aș exprima pentru, nu m-aș putea exprima pentru că vă dau un exemplu. Deci, deși Târnăveni a fost cel mai industrializat oraș la un moment dat. Cel mai tare. A fost din țară cel mai industrializat oraș. Târnăveni au avut câteva vârfuri recunoscute la nivel național. A avut cei mai mulți studenți raportați la numărul de locuitori până în 1989. A fost pe locul 2 după București la deținătorii de autoturisme. Deci a fost un oraș prosper. A picat extrem de tare. N-aș putea să spun că un primar are nevoie de atâta timp sau celălalt de atâta timp, pentru că preiau localități diferite. Când preiei, ce poți să mai spui după, vă dau un exemplu, după mai are nevoie ca să ajungă acolo unde l-ați dori, indiferent că veți fi sau nu veți mai fi primar.
Deci eu pot să vorbesc despre ce avem noi în proiectul în momentul de față. Vă În rog. momentul de față de fapt sunt 24 de străzi care așteaptă finanțarea din 2016, încă am depus solicitarea la Ministerul Dezvoltării pentru a obține Tot finanțarea. mai rămân 52. Da, dar marea majoritate care rămân după aceste 24 de străzi sunt străduțe mult mai mici și nu așa grele. Le-am selectat cele mai dificile și cu celelalte Doar cu 12. sprijin guvernamental sau doar cu fonduri europene se pot rezolva din bugetul Nu, orașului în câți ani? din bugetul orașului niciodată. Deci vreau să vă spun că banii pe care îi colectăm, chiar am făcut o analiză săptămâna trecută, vis-a-vis de anul 2018, deci încasările din bugetul local la taxe și impozite, încasările care au fost de 18.400.000 de lei. Încasările la nivel local. Cheltuielile cu salariile, deci nu toate cheltuielile de funcționare, să nu mai introducem al curent, gaz, apă, au fost de 15.800.000. 15.800.000 au fost cheltuielile cu Și salariile la nivelul anului cum 2018. ați scos-o la capăt? Pentru că eu mi-am notat aici, în iulie 2018, am găsit o știre în care spuneați nu mai sunt bani de salarii. A trecut anul, cum ați scos-o la capăt? Bineînțeles, deci investițiile le-am dus în continuare, pentru că Cu ce bani? eu nu am, eu, noi în primul rând când am pregătit bugetul local, deși l-am forțat un pic, am spus că trebuie să ducem investițiile pe care ne le-am propus. N-am asigurat bani pentru funcționare, salarii și cheltuieli, am asigurat bani să ducem investițiile la capăt. În 2018, fiecare ne-am luat câte 5 zile de concediu fără plată, pentru că nu se făcuse rectificarea bugetului de stat, nu puteam face nici noi rectificarea. Am luat câte 5 zile de concediu de plată. La sfârșitul anului am primit 12 miliarde 700 de mii de lei, deci 12 milioane 700 de la bugetul de stat, în urma argumentării și a fundamentării, pentru că noi am fost foarte tare dezavantajați în momentul în care s-a schimbat formula de calcul. Noi aveam multe proiecte în derulare, proiecte multianuale, care erau considerate excedent bugetar și acei bani au fost reținut. Dar cu toții știam nu puteai să transferi o investiție, o finanțare la o investiție pe altă investiție. E, soluția ar fi din partea primarilor să vorbească cu angajații și să pună bani în primul rând pe investiții, salarii și funcționare, să forțeze statul să vină cu sumele care le datorează de la bugetul de stat sau să suplimenteze? Nu, soluția în primul rând ar fi ca formula de calcul sau banii care ar trebui să-i revină administrațiilor locale să depășească acea cifră de 42% sau 43% cât au fost anul trecut. Mai aveam și mai am Vă întrebări, rog. sper să reușesc să le pun toate, dar iată, tot Alex, colegul nostru de la Zi de Zi, îl salut pe această cale, scrie așa, referindu-se la relația, cred că la relația cu viceprimarul. Bună seara, dacă mi-amintesc bine, această decizie ați decontat-o cu ghilimele de rigoare la alegerile interne, când colegii nu v-au acordat votul pentru funcția de prim vicepreședinte, deși ați avut un discurs foarte bun atunci în sala de la Ansamblul Mureșu. Iar doamna Cizmadi revine și spune așa, domnule George, să înțelegem că oricare ar fi rezultatul alegerilor locale în 2020, viceprimarul PSD va fi susținut de PNL pentru încă un mandat în folosul administrației și în detrimentul colegilor de partid? Nu înțeleg concluzia. Și Deci, în dacă în 2020 va fi aceeași situație, veți propune și veți susține tot un primar de la da. un viceprimar de la Aș opoziție? vrea să fac o precizare. Viceprimarul este ales de către Consiliu, nu primarul alege viceprimarul. Da, dar fără acordul dumneavoastră, nu cred că și-ar fi dat consilierii Încă o avizul. dată spun, la Târnăveni e un alt mod de a face politică.
Nu există dictatură, scuzați-mi cuvântul dacă e prea dur. Nu există dictatură de partid? Și nu prea, nu cred că o să fie în viitorul apropiat sau atâta timp, mă refer la Partidul Național Liberal, cât voi conduce eu filiala Târnăveni. Eu orice problemă întâmpinăm sau orice dorim să facem, o discut cu colegii. Nu dictez nici eu, nici vicepreședintele. Și nu vă temeți că vă dizolvă de la centru? De ce să mă tem? Alia, eu de ce să mă tem? Păi, pentru eu înțeleg, ați adus voturi pe PNL-ului și sunt, probabil veți aduce și la Sunt Sorin Megheșan. Cetățenii cred că m-au ales că sunt Sorin Megheșan. Indiferent că aș fi candidat, cred că din partea altui partid, tot prin același filtru aș fi fost trecut. Domnul pentru Megheșan, ceea ce fac sau ce nu să fac. Să clarificăm un pic. În campanie și în momentul în care e să aduceți voturi, aduceți voturi PNL-ului, sunteți membru de partid, sunteți cu PNL-ul, dar după aceea, pe plan local, aveți autonomie, înțeleg, nu? Adică hotărâți, fără să vă intereseze linia partidului, nu, neapărat dacă aceasta încalcă interesul locuitorilor. Eu, în primul rând, și noi la Târnăveni, hotărâm în favoarea cetățeanului. Așa au zis și cei de la Târgu Mureș și au fost revocați. Asta și face. Excluși din partid. No, încă o dată spun, nu vreau să comentez cum... Eu vreau să înțeleg de ce e tratamentul acesta. Într-adevăr, astăzi prefectul de Mureș a comunicat că a cerut revocarea hotărârii care a stat la baza demiterii celor 5 colegi de dumneavoastră din PNL Târgu Mureș. Și că a fost nelegală și multe argumente aduse acolo. Dar și ei, 5, vin și spun noi am votat pentru Târgu Mureș. Ori peneliștii din Târnăveni spun noi votăm pentru Târnăveni, vrem cu viceprimarul că e din comunitate și nu-l okay, spune nimeni nimic. Vrem un viceprimar de XY, majoritatea îl alege. Deci se alege. Viceprimarul i-a ales de către consilier. Când a fost consilier să voteze UDMR, iată, mă duc la un alt exemplu, când l-a votat UDMR pe un alt viceprimar decât pe cel ieșit liberal în Târgu Mureș, au fost sunați udemeriști și li s-a spus mergeți înapoi în ședință, votați încă o dată și trebuie să iasă cine împotrivă noi, că dacă nu vă revoc... Nu vreți să discutăm despre Târnăveni? Da, domnul Cosmin Ioan... A venit, nu, doamna, încă o dată spun, Cosmin... Nu mă interesează ce fac alții în alte localități. Noi la Târnăveni, Partidul Național Liberal, care este reprezentat de către mine, președinte, împreună cu consilierii locali, împreună cu biroul și cu cetățenii municipiului Târnăveni, cu cetățenii care fac parte din Partidul Național Liberal, ne consultăm cât putem și luăm o decizie. Am înțeles. În comun. Haideți, nu iau eu, nu ia X, Y, Z. O întrebare aici. Cosmin, Ioana, Diana. Domnule Sorin Megheșan, drumul dintre Târnăveni și Dâmbău, când va fi asfaltat, fiindcă pe noi taximetriștii ne omoară? Vreau să fac o precizare. În zona respectivă a fost o lucrare de investiție, o lucrare prin care s-a extins canalizarea. Constructorul are obligația să aducă la faza inițială acel carosabil. Într-adevăr că nu este la faza, l-a refăcut, dar nu este la faza inițială. Săptămâna viitoare există încă o întâlnire. S-a preluat doar partea de tehnică de canalizare, refacerea nu s-a făcut proces verbal că nu corespunde. Este obligat acel constructor să o refacă. Dacă refuză să o refacă, bineînțeles, din garanție ce a fost reținută, se va reface. Eu sper în cel mai scurt timp, având în vedere și faptul că acea zonă va fi intens circulată, începând cu luna viitoare, probabil atunci când va intra podul în demolare și se va construi un nou pod la Târnăveni. Era și pe lista mea de întrebări, desfințare pod rutier existent peste Târnava Mică. Da. Ce se întâmplă dacă îl desfințați în perioada în care nu mai există podul ăsta? Acel pod a ieșit din garanție. E de peste 100 de ani. Practic, podul a fost construit în 1905, documente există din 1912. Și e pericol anul, mai în garanție. Da, e pericol de mult. În anul 2000 a fost primit un act de la Arhivele Statului din Viena, din Austria. A fost construit de către austrieși că urmează să iese din garanție. Adică ei până în 2000, dacă ar fi fost probleme, ar fi trebuit să vină.
Da, s-a făcut o, s-a făcut o expertiză, nu, s-a făcut o expertiză la vremea respectivă la pod, s-a montat niște indicatoare cu limitatoare de greutate, 30 de tone, ceea ce nu se respectă, deci nu se respectă. În momentul de față trec camioane de 40-50 de tone și nu ai ce să le faci pentru că nu mai are RR-ul, are cântar și le poate opri. Dacă dar alternativa au? Acum există drumul, întreb, da. Dar nu-mi dau seama, am trecut printr-un rând de curând e singurul și pod. Era să ies în altă parte. E, e foarte complicat. E singurul, da? E singurul pod, există o colire de 12 km plus pregătind, deci drumul de centură și strada Avramiancu de care spunea doamna sau domnișoara înainte, plus că pregătim o stradă, a existat un drum de legătură între Târnăveni și Cuștenii, când Cuștenicul era sat și nu aparținea de Târnăveni, prin spate pe la fabrica de cărămidă, pe la Cars, pe strada Bradului exista un drum. Acum l-am refăcut, 80% e refăcut și pentru traficul ușor sperăm că va fi... Când începe demolarea podului? În dată ce avem toate avizele, eu cred că luna aprilie va începe demolarea podului, se va construi, s-a atribuit licitația. Pe același amplasament va fi da, un nou acel pod? Acel pod va fi demolat în totalitate, se va construi un nou pod cu patru benzi. În prima dată ne vom apuca de construirea unei pasarele pietonale, o punte pietonală, după care se va închide traficul și va începe demolarea acestui pod. În paralel se va circula și pe strada Bradului și pe centura ocolitoare a noul municipiului. Pod, cât costă, aveți banii pentru el și da, în cât timp da, se va da, face? Da. Pentru că am început să zâmbesc când am auzit că cei de la Viena v-au trimis că în 2000 ar trebui să ne expiră, dea. În 2005 expiră garanția. Da. Acum garanția pentru un drum asfaltat, am înțeles că e maxim 2 ani. 2 ani, da, niște aberații. Austriecii au dat 100 de ani. Niște aberații. Niște aberații. Eu de mult am cerut. Podul nou ce garanție va avea? Când încep lucrările? Când se finalizează? Podul nou, v-am spus, cred că în luna aprilie vor începe lucrările și va fi 7 luni. Lucrările de demolare, a spus în aprilie, de construcție când? Păi prima dată, se demolează prima și dată trebuie demolat. Firma, că, același... Da, e vorba de firma Strabag care va construi, a câștigat licitația, proiectarea e făcută, s-a analizat proiectul în Comisia Tehnico-Economică, s-a dat, deci mai avizul, avem nevoie, mai au nevoie de câteva avize de la Aquaserv, de la mediu pentru a putea elibera autorizația de construire. Când sunt primite toate avizele, Primăria Municipiului Târnăveni, executivul, va elibera autorizația de construire și de demolare a podului, se vor da drumul la lucrări și sperăm ca în 7 luni să... Asta înseamnă că la sfârșitul finale, anului la ar trebui să fie pod anului, nou. Da, da. Și să vă răspund cât la costă? Lucrare, aproape 2 milioane de euro, bani proveniți din... De la compania, de la Ministerul Dezvoltării. Cu ce garanție? Că la asta nu mi-a spus. Cu garanția podului? Păi da. Noi sperăm că cel puțin 100 de ani să țină vor, și... Dar dau garanție pe hârtie ca austrieci 100 de ani? Există, bineînțeles, că există... Ați impus aceasta în caietul de sarcini? Sunt, da, sunt prevederi legale. Măcar atât. Lucian Derek revine și spune așa: domnule primar, dacă ați dus la capăt investițiile pentru care s-au alocat bani din spusele dumneavoastră, vă rog să ne răspundeți de ce nu este finalizată piața. S-au dus banii la primele de Crăciun, urmând să acoperiți gaura cu cei 10% cu care ați crescut taxele în 2019? Deci vreau să spun că în luna decembrie, cum era și normal, am dat ordin de sistare a lucrărilor, deoarece temperaturile de afară nu mai permiteau continuarea lucrărilor. Fiind la piață. La piață, fiind foarte multe betoane de turnat. Exact acum am venit de acolo, au început să toarne pardoseala în piață. Am acum 2 săptămâni, am emis ordin de reîncepere a lucrărilor, când e normal, vremea ne permite, pentru că piața a fost acoperită în luna decembrie, a fost acoperită, dar nu ne mai permitea temperaturile, practic urma să lucrăm cu betoane și nu ai garanție. Am sistat, noi sperăm ca la sfârșitul lunii aprilie piața să fie funcțională.
Deci, s-au dat prime de Crăciun din banii pentru piață? Eu insist ca noi, să răspundeți la toate întrebările. Nu s-a dat nicio primă de Crăciun și, după cum bine știți și dumneavoastră, nu avem prevederi legale pentru a acorda prime. Bun. Primăria și... niciunui municipiu sau oraș sau unei localități, unui OAT, nu poate să acorde prime. Și se leagă oarecum întrebarea... creșterea taxelor și impozitelor cu 10% în condițiile în care anul trecut spuneați că a stat rău cu încasările, vă întreb să le legăm pe toate de da. Ce, dacă s-a hotărât majorarea taxelor și impozitelor, de ce? Și doi, n-au venit banii de la populație în 2018 și 2017 sau de la firme? Că asta codul de procedură fiscală îți impune o limită. Noi eram la limita de jos. Deci, practic, cât timp ați menținut taxele și impozitele fără majorare ca să ajungeți, să rămâneți la limita deci, de jos? Au fost indexate doar cu inflația, n-au fost majorate, obligatoriu. Deci 3 ani de zile. 3 ani de zile da, fără majorări. Am fost tot la limita de jos cu inflație, indexate cu inflație. Credeți că această majorare vă va aduce bani mai mulți sau neplată pentru un număr mai mare de locuitori și firme? Nu cred că va fi o neplată. Trebuie să spunem că la Târnăveni chiar nu avem o problemă. Cetățenii sunt conștiincioși. Și atunci, de ce au fost încasările? Că nu v-am întrebat la momentul respectiv. De ce a fost valoarea? V-ați declarat ca fiind o valoare mică cea a încasărilor de anul trecut. Asta e valoarea. Atâta e puterea orașului. Atâta e puterea, sigur că da. Știți în proporție de cât s-au încasat taxele și impozitele? Da, în proporție de 82%. Deci aproape... Da. Ținând cont că avem și foarte multe procese pe amenzi care sunt în debit, nu se încasează, dar... Alex, tot revine și el cu o întrebare. Cum se pregătesc autoritățile locale pentru venirea studenților la viitoarea Facultate de Medicină Generală din Târnăveni și care va fi impactul acestei facultăți asupra dezvoltării municipiului? Deocamdată viitoarea Universitate de Medicină la Târnăveni a fost stopată. În anul 2018, la vremea respectivă, instituția prefectului, prefectul care exista la vremea respectivă, a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care i s-a atribuit Universității Dimitrie Cantemir 2 etaje din școala gimnazială Vasile Moldovan, unde dorea să înființeze Universitatea de Medicină. Acum 2 săptămâni am primit sentința prin care i s-a dat dreptate instituției prefectului. Cine era prefect atunci? Nu mai contează. Nu era domnul Dușa. Nu era domnul Mircea Dușa, prefect. Important e dacă a avut dreptate să știm și cine a fost. Da, nu era domnul Dușa. Nu și nici domnul prefect, și nici doamna și nici cineva a fost. În 2018 am fost, deci vreau să fac câteva... În 2018? Da, câteva deci prefect era clarific, 2018, clarificare domnul... aici. Deci, doctor Goga. Da. Doctor veterinar. Deci, e tot medic, da, medicină. De aia am spus doctor, că așa aș spunea, doctor, dar e medic veterinar. E medic veterinar, da. Deci medic sau doctor veterinar, așa e pe diploma. Deci dumnealui a contestat sau... Deci vreau să vă spun că am fost de 3 ori la minister pentru această universitate. De asemenea, trebuie să recunoaștem că și inspectoratul școlar m-a plimbat de la Consiliul de Administrație a școlii, la inspectorat, ei n-au nimic împotrivă, trebuie să dea școala, școala și-a dat avizul. De... Efectiv, a fost pentru prima dată când am simțit că niște instituții ale statului nu doresc să sprijine dezvoltarea unei comunități. Eu consider în continuare că o universitate la Târnăveni era o relansare a municipiului Târnăveni. Dacă, și permiteți-mi 2 minute să fac o paranteză aici, stăm și ne gândim ce înseamnă o universitate. Universitatea Dimitrie Cantemir în 2017 a avut peste 70.000 de locuri de cazare în Târgu Mureș. O universitate înseamnă numai 100 de studenți pe an, să zici. 6 ani înseamnă 600 de studenți care ar fi trebuit să stea în municipiul Târnăveni. Acei studenți trebuie să stea undeva, în municipiul Târnăveni. Acei studenți trebuie să mănânce, la acei studenți trebuie să le predea niște cadre didactice, la acei
studenți de trebuie și locuri de distracție, de relaxare. Absolut. Ar Dar și însemna... ceva n-a fost bine acolo, pentru că vine Alex tot și întreabă, erau contraargumente solide sau nu? Nu, păi, vă rog frumos, nu mai contează dacă vă dau anulat. N-a fost, ceva s-a greșit. Da, vă spun ce s-a greșit. Permiteți-mi să finalizez. Dimitrie Cantemir avea 500.000 de euro pregătiți pentru investiție la Universitatea de la Târnăveni în 2018. Să nu mai luăm în calcul că acei bani practic se investea într-o clădire a municipiului Târnăveni. Vreau să vă spun că nu poate funcționa un învățământ primar în aceeași locație cu un învățământ universitar. Am căutat două variante. Era școala Brâncuș, o clădire care cred că s-ar fi pretat cel mai bine la o universitate, unde de asemenea noi am înființat o creșă, nu era problemă, nu încurca, dar ăsta a fost răspunsul inspectoratului, ministerului, că nu poate funcționa un învățământ primar sau gimnazial cu un învățământ de studii superioare. Pentru că până la urmă acolo s-a După pierdut. Aceea, domnul prefect a atacat pe motiv că s-a luat hotărârea într-o ședință extraordinară, n-a fost respectată procedura de convocare. Într-o ședință extraordinară nu există în legea 215, zice clar, nu există discuții și nu există ședințe pe comisie. Se discută în interiorul ședinței. Deci tot felul de ce spun că am simțit pentru prima dată de când sunt primar în 2000. Totuși, domnule primar, argumentul instanței care a fost? Argumentul instanței a dat dreptate instituției prefectului că nu s-a respectat ceea ce spun eu, transparența. Adică trebuia să organizăm, n-a necesitat o urgență faptul că s-a luat acea hotărâre să se atribuie unui învățământ superior, învățământ, nu club de noapte, nu discotecă. Despre ce vorbim? Despre învățământ. O școală care trei sferi e goală. În școala aia am fost și eu, în școala gimnazială erau 700 de elevi, acum nu sunt 100. Și n-ar fi trecut într-o ședință ordinară? Pentru că ar fi trecut. La chestiunea asta cu transparența, eu mi-am notat aici, transparență decizională, am fost pe site-ul primăriei și văd că anunțați acolo, și pentru mine e ciudat, anunțați inclusiv, urmează să fie dezbătute proiectele, le găsiți acolo, dacă vreți să veniți cu sugestii sau întrebări, până la data ședinței, toți cetățenii. Da. Bun, pentru asta de ce nu s-a mers pe același exact principiu? Exact pe același principiu s-a mers. Și asta a fost argumentul, adică invocat de către instituția prefectului, că nu a fost urgență și n-a fost convocată ședința ordinară se convocă o dată pe lună cu 5 zile înainte. Da. Extraordinară cu 3 zile. Am respectat exact procedura. Dați-mi voie să spun din punctul meu de vedere... Mai are vreo șansă universitatea sau o universitate la Târnăveni din punctul, cu participarea deci, din punctul meu de vedere, da, și în continuare aș preda pe această temă, dar... Trebuie să recunosc că nu știu dacă Universitatea Dimitrie Cantemir mai dorește sau nu mai dorește să vină la Târnăveni. Altă soluție ca spațiu nu ar deci, avea? Dacă vorbim de 500 de mii de euro, nu ar fi fost suficient să-și construiască... Nu, era... Deci vreau să vă dau un exemplu. Noi, municipalitatea, avem școala de la Butorca goală. Goală. Pentru că nu mai sunt elevi. De 7 ani de zile, nu știm cum să o întreținem. Știți ce înseamnă o clădire în care nu există activitate. Școala de la Cuștelnic, grădinița goală, grădinița de pe Eminescu goală, sunt clădiri vandalizate. Probabil de anul viitor va fi și clădirea de la Boboalma, care funcționează acum, chiar astăzi vorbeam, am cerut niște informații. Deci la Boboalma mai sunt 19 elevi, clasele 1-4 sau 0-4 sunt 19, dați-mi voie să spun că ăla nu e învățământ de calitate, comasat, din punctul meu de vedere. Că m-ați întrebat când va fi Târnăveniul la nivel european, când va fi țara, v-am răspuns și în continuare spun. Nu e învățământ. Și școala de acolo va fi goală. Pentru ce ne trebuie altă clădire? Școala respectivă, Brâncușul, e trei sferi gol.
Avram Iancu, e trei, adică Vasile Moldovan, e trei sfert gol, e o clădire cu trei nivele, funcționează doar la un nivel, plătim doar întreținere, încălzire, asta facem și nu se folosește. De ce nu vrem să înțelegem? Mi-a spus la minister, domnul secretar de stat la minister, la Ministerul Educației, că am primit un răspuns, să vedeți cât de profi au fost, că mi-au trimis un răspuns la școala de la Botorca, mi-au cerut o instituție școala și îmi trimite un răspuns copy-paste de în urmă cu 3 ani de zile, îl trimitea în atenția domnului inspector general Someșan Ștefan, care nu mai e de 4 ani. De 4 ani, Domnule râdeți, primar, astea sunt realitățile. râd, am văzut la alți primari în alte localități, vin iarăși la Târgu Mureș, că au făcut comasări de școli, au rămas clădiri goale și sunt date spre folosință în alte direcții. Spuneți-mi La unde. Târnăveni nu se Spune, poate? spuneți-mi unde. Eu vă spun procedura, că am învățat-o pe de rost. Păi sunt în Târgu Mureș cel puțin trei clădiri în momentul de față nefolosite, închise. Una din ele ar fi urmat să fie dată fie instanțelor de judecată, fie militarilor. E închisă, nu mai Păi funcționează și la nimic noi sunt acolo. închise Și clădirile atunci care vi Consiliul le-am spus. Local nu poate să Consiliul local e hotărască? proprietar, e administrator, are nevoie de avizul inspectoratului școlar, are nevoie de avizul Ministerului Educației pentru a le putea valorifica, să nu zic îndepărta, le transfer sau le Da. schimb domeniul de activitate. Asta am vrut și noi, din învățământ gimnazial în învățământ universitar. Mie, dați-mi voie, poate nu înțeleg eu definiția educației, dar cred că și ciclu primar, gimnazial și universitar ține tot de Am educație. o altă întrebare. Dacă spuneți că sunt cam goale școlile, de unde să vină atâția studenți la Universitatea în Târnăveni? Păi, tocmai aici era, pentru că acei studenți, marea majoritate, de asta v-am și spus că au fost peste 70.000 de locuri de cazare, sunt studenți străini. Studenți străini care trebuie să locuiască, le trebuie o cameră unde să locuiască, le trebuie masă, le trebuie locuri de recreere, de distracție. Deci nu Nu, era nu destinat în destinat primul rând locuitorilor din pentru Târnăveni. toată lumea, dar vedeți ce există la Dimitria Cantemir, Am da? înțeles. Mergem mai departe. Cizma Ciprian, când se rezolvă problema străzilor armatei și industriei? Iar Libero Demeter spune când încep lucrările la noua sală de sport de la Generală numărul 1. 1, da. Deci, haideți să le luăm cronologic. Strada Industriei va fi, cred, și prima lucrare care va fi în 2019 efectuată. Odată ce, după ce avem bugetul aprobat, vom da drumul la licitație pentru lucrările de pe Strada Industriei. Deci, pe Strada Industriei sunt pe finalizare lucrările efectuate de către Aquaserv. Eu sper ca până în vară acea stradă să fie reparată. Școala, sala de sport. Săptămâna trecută, acum o săptămână, marți, am emis autorizația de construire. Urmează ca la Compania Națională de Investiții să se discute în Comisia Tehnico-Economică, să se dea avizul și să se pornească. Deci, practic, eu cred că într-o lună de zile la Compania Națională de Investiții va avea loc Comisia Tehnică. Acea lucrare este atribuită și proiectarea și execuția. Practic, anul viitor, în vară, ar trebui să avem o sală de sport nouă la Târnăveni. Zâmbesc pentru că am citit finalul Vă rog. unui mesaj, revine Lucian Derek și o să-i citesc. Adendum, de ce s-a dat atunci ca termen de finalizare luna decembrie pentru piață? Nu se știa de la început că vremea nu va permite lucruri în parametri optimi? Să mergem pe principiul începem astăzi, promitem că finalizăm în Nu. decembrie, apoi în aprilie, apoi omul se obișnuiește și cândva terminăm și noi. Să fie așa și cu podul? Că drumul spre Dâmbău, ca exemplu, este de mult în starea actuală. Să mă legi și de comentariul precedent. Aș Am vrea, primit da, aș vrea să fac o și... precizare. Deci piața a fost scoasă de 2 ori la licitație. N-a fost atribuită. Bineînțeles că s-a decalat perioada. În momentul în care licitația a fost câștigată, noi eram obligați să semnăm contractul de execuție. Bineînțeles că, indiferent că era luna decembrie, că era luna noiembrie, contractul trebuia să se desfășoare. Nu am reușit. Dacă vremea era de 10-12 grade, se permitea să se lucreze, nu opream lucrările. Deci,
ne-a decalat licitația. Dar puteau fi oprite și mult mai devreme, dacă era rece din păi octombrie. Și la 1 noiembrie, dacă era rece, Absolut. Le opream. Dar ne-au permis totul să lucrăm până Bun. În luna decembrie. Podul, să revin, podul e atribuită lucrarea și execuția. Mai stăm după câteva avize. Deci hai să zici că se mai decalează o lună, o lună de zile. Undeva din momentul în care se dă drumul la lucrare sunt 7 luni. Noi sperăm ca... deci efectiv sunt 7 luni cu totul, dar cred că în 3-4 luni de zile se va termina ceea ce e mai important, pilonii de susținere, să se toarne acei stâlpi de susținere. Suntem în final. Fără. Două întrebări mai am. Am vorbit de istoria industrială, poluarea. Ați rezolvat, rezolvă cineva problema poluării la Târnăveni și mă refer aici la batalurile fostului deci. Combinat, e o problemă majoră. Au fost posibili investitori, pseudo-investitori acolo pentru a transforma... Cred că numai pseudo-investitori ar trebui să precizăm. E vreo perspectivă? Deci, e un teren imens acolo care ar putea fi folosit. Ascultați-mi părerea pur personală. Cred că niciodată. E o părere pur personală. Bun. Și vă spun și... Sunt acolo două societăți private care au beneficiat de tot ceea ce au însemnat Bicapa și Carbid. I-au interesat doar valorificarea deșeurilor feroase și neferoase. În rest nu mai interesează nimic. Degeaba îi tot amendează Garda de Mediu și amendează și amendează, pentru că nu au, sunt acele firme fantomă, știți, care s-au închis, la revedere, își deschide altă firmă și nu au ce să le ia. Din Bun, punctul meu de vedere, nu o să vină niciun investitor să dea 2, 3, 4 milioane pe niște teren contaminat, unde nu mai există nimic. Ei, dacă existau halele de producție, dacă exista efectiv cum arăta combinatul, fiți sigur că se găseau mulți investitori. Am lăsat pentru final. Da, aveți termen la Înalta Curte de Casație și Justiție în procesul îmi cu vine anii să râd când... în 2021, domnule primar. Îmi vine vă să convine? Râd. Îmi vine să râd când v-au, aud de... V-au acuzat de incompatibilitate. Că ați da. Fost arbitru și ați Agenția... încasat... Deci, un onorariu de arbitru în timp ce erați și primar. Vreau să fac câteva precizări. Eu am fost arbitru și am fost arbitru începând cu anul 1991. Începând cu anul 2001 am fost arbitru de lotul național, în lotul național. Deci eu am arbitrat și în 2008-2012 ca viceprimar și am fost arbitru și n-am fost acuzat de ani că sunt incompatibil. Am arbitrat și din 2002, deci perioada aia mi-o șters-o. În 2012, Federația Română de Fotbal ne-a solicitat pentru a fiscaliza veniturile să ne înființăm fiecare arbitru câte un PFA. Persoană fizică autorizată cu domeniul de activitate, activități sportive. Activități sportive. Singurei bani încasați de mine, pe acea, nici nu puteam altfel, pe acel PFA, a fost de la Federația Română de avut Fotbal cu primărie. Îndemnizație de arbitru de la Federația Română de Fotbal. N-am vândut primăriei, n-am cumpărat de la primărie, n-am vândut lui X, n-am cumpărat lui Y, dar... Acum au venit cu niște clarificări. Legiuitorul a definit ceea ce înseamnă activitate economică, ceea ce înseamnă activitate comercială. Ani m-a acuzat că am desfășurat o activitate economică vă comercială. Convine, asta era întrebarea, vă convine că s-a amânat până în 2020? Mie, pentru că anul viitor puteți candida deci, din perspectiva eu, asta. Deci încă o dată spun, eu aș fi vrut să termin cât mai repede, pentru că indiferent ce a fost, acea acuzație nu mai există. Deci, nu. S-a modificat. Deci, s-a definit. Activitățile sportive nu sunt activități economice sau comerciale. Încă o dată spun. Eu am luat bani. Singurii bani care i-am încasat a fost de la Federația Română de Fotbal, indemnizație de arbitraj. Am arbitrat. N-am arbitrat nici și echipa primă. Și susțineți că dacă în 2021... pierdeți procesul, nu vă afectează nu dacă mai, sunteți atunci primar? Dar nu mai am cum să-l pierd. Nici, și dacă l-aș pierde, nu m-ar mai afecta că perioada prin care, în care aș, dacă ar fi fost declarat, ar fi rămas raportul definitiv prin care am fost declarat incompatibil, nu mai are efect.
Mulțumesc tare mult, domnule primar. Închei citindu-vă mesajul domnului Lucian Derec. Vă mulțumim pentru acest interviu și să știți, domnule primar, că apreciem și lucrurile pe care le-ați făcut. Dar știți că românul este cărcotaș și de obicei se văd lucrurile care nu sunt făcute odată, chiar dacă 100 sunt făcute. Și eu îi mulțumesc pentru sinceritate și sper că atunci când ne întâlnim pe stradă să-mi spună ce mai trebuie făcut sau ce am făcut bine, ce n-am făcut bine. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu mulțumesc frumos. Dragi privitori, stimați privitori, dragi prieteni, dragi privitori, toți care sunteți alături de mine și alături de noi, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire miercuri la 18:30. Numai bine! Hai.